Cenaclul Flacăra și Cristi Aldea Teodorovici vor veni la Șimleu Silvanie în data de 24 martie. Spectacolul va avea loc la Casa de Cultură Orășeniască începând cu ora 18. Biletele se pot procura începând de luni 12 februarie de la Caseria Primăriei. Costul unui bilet este 10 lei. Din păcate, capacitatea casei de cultură este de 330 de locuri. Regula este primul venit, primul servit, a scris primarul orașului Septimiu și pe pagina oficială a Șimleului. După două ore de la punerea în vânzare, deja se vânduseră 100 de bilete.